V-ați așteptat să vină un preot, domnul autor? A lăsat acum. La domnul Nicola mă așteptam. Da? Deci vreau să vedeți dacă suntem pe același sens, să nu mai ziceți că suntem răi. Iar noi vă amendăm oricum, da? Deci de el mai scăpați, de mine nu. La seara de la și ce știi ce bărâni? A fost asta cu el. De tot 50 de ani. Da? Da, și eu fac poză. Stai așa, că pun și-o pe... Hai să-i bombardăm. Da, părinte, vă face selfie? Nu, că niciodată. Asta e semn de singurătate. Eu nu sunt un om singur. Fă-mi, că la profesioniști ăștia au scule prea bună. Selfie e semn de singurătate? Da. Și acum declarație mâine în seară. Da, dar asta e popă cu pop polițai. Dar să știi că din clasa de la mine ne-am terminat 36 au fost medici. Ești ăștia la lesene? Să mai facem un copo, un popă și un poză polițai. Cu preu nu mă așteptam. Da. Nu ce să zic, să ai grijă de tine, că pe mine asta mă spune de cine dar. Știind eu, de... Dar chiar dumneavoastră mă gândeam mereu când vă priveam pe net. N-ați avut probleme cu superiorul? Cu poliția. Șeful meu e mai bun decât șeful altul. Da? Șeful meu e Dumnezeu, părinte. Nu, el e Dumnezeu. Dar eu mă gândeam că în carte când ai povestit, tata a trăit în sistemul lor. Știi? Deci tot ce ai zis tu 20 de ani, eu am mâncat în fiecare zi, de dimineața până seara. Dar tata noastră n-a fost polițist, a fost frizerul lor. N-a fost miliția și poliția. Deci tu mă rog, miliția poliției, da. Nu numai asta, dar aceleași umilințe, aceeași atitudine, aceleași... Deci exact, deci azi dimineață m-am trezit așa de trist după care, că n-am râs deloc, să știu. N-am râs. Mi-am adus aminte de fazele alea, cu nene, hai că ăla cu pepeni, dracu' merg, da? Sunt cele două bucări, deci real, în mod real. Și să ai grijă că vezi că drumul de lungi dăunează grav să mă da. Bine, hai, vă pupăm și... Lăsați-ne să ne pupăm și noi.